E o fostă de-a mea, nu mai dau nume, că e persoană publică și ea... Hai că ne știm acum la cine te referi. Nu neapărat, că am mai fost cu mai multe persoane publice. Da, dar nu cea asumat. Mai cunoscută relația ta e cea cu Andra. Aș vrea să nu vorbim de cu nume, cu așa, că femeia e căsătorită. Are și copil, dar o excludem. Da, ok, da, da, corect. Da. Una din relațiile mele, când era pe sfârșit, să zic așa, eram cu Jador în oraș și am primit un mesaj că respectiva era la It cu cina cu altcineva de mână. Și m-am dus și acolo să văd cu cine era. M-am pus la masă cu... aveam niște prieteni pe acolo, pe la... Nu era și tu în seara aia cumva? Nu, nu, clar nu. Dar cred că știu faza, dar vreau să spui până la capăt, că nu știu dacă ne gândim la aceeași. Eu nu eram... Eram cu, cu frații Tate și cu... Doamne, eu cu frații Tate, nu. Și cu nu, mai multe prieteni și prieteni de-ai mei. M-am pus expre acolo pentru că era lângă masă ei. Și am observat că într-adevăr era cu un băiat. M-am dus la ea, am întrebat-o cine e, mi-a zis că sunt doar prieteni. Și am ridicat un pic tonul la ea, pentru că nu erau doar prieteni, era evident. Și atunci băiatul respectiv m-a luat de mână și mi-a zis că vezi cum vorbești cu ea, că e femeia mea. Femeia cu care fusesem o seară înainte la mine acasă, gen, nevasta mea, gen. Și zic, a, da? Și zic, da. Și zic, hai până afară. M-am dus afară cu el, am ieșit. Am vrut să facem o chestie, mă rog, un conflict, așa. Să ne rezolvăm problemele ca bărbați, să zic așa. Și el mi-a zis înainte să începem, se vede că nu ești din București, mi-a zis băiatul, are dreptate, avea dreptate. Se vede că nu ești din București pentru că tu nu știi că aici, azi e cu tine, mâine cu altul, poi mâine cu altul și de fapt afli că tot timpul ăsta a fost cu altul de înainte cu 4 zile. Și a zis, n-ai de ce, este super că poate mâine ia lui altul și eu o să mă duc să mă iau cu ăla. Când am văzut că era milă și lui de mine, am zis, așa e frățior. Și am plecat înăuntru într-un de-asta... Cu coada între picioare? Cu coada între picioare am plecat, mă bătea pe umăr, era un fel de walk of shame, o defilare de-asta și mă bătea toți batigarii pe umăr. A venit patronul de la, a venit Enzo, mă bătea pe umăr, toată lumea mă bătea pe umăr, gata Bogdan, lasă, știu cum e, am făcut gen ca și cum... Și am zis că prin așa rușine nu mai vreau să trec niciodată. Și din momentul ăla am zis că eu o să fiu doar ăla cu care înșeală femeile, nu o să fiu înșelat niciodată. Dacă dar nu e bine nici așa. Mai bine să fii prădător decât pradă Bianca.